Salut! Ploile care au căzut în ultima perioadă au trezit natura la viață. Bineînțeles că și iarba s-a revigorat, a crescut puternic, așa că este nevoie să intru din nou cu coasa să reduc această iarbă la înălțime. Cu această ocazie ne asigurăm o sursă de azot. Pentru că toată această iarbă pe care astăzi o cosesc, o voi transforma în îngrășământ natural. Pentru că se știe că iarba cosită este un excelent material pentru compostare, care prin descompunere naturală asigură un aport deosebit de azot. Așa că această iarbă o pun, după ce am strâns-o, o pun de jur împrejurul tuturor pomilor din grădină, indiferent de specie, cu precădere la pomii tineri, pentru că aceștia au nevoie în mod special de azot, azot care le favorizează creșterea. Așa că o strângem frumos cu grebla și o punem de jur împrejurul atât a pomișorilor cât și a arbuștilor fructiferi. Pentru că și aceștia au nevoie de azot și de toate elementele care rezultă din descompunerea materiei organice. Pentru că iarba nu este altceva decât materie organică, care pe parcursul toamnei și al iernii se va descompune în mod natural și va asigura un aport de materie organică plantelor. Doar așa ne vom bucura de fructe bune, sănătoase și de cu un număr constant, an de an. Așa că nu aruncați această iarbă, puneți-o în jurul pomilor și arbuștilor. Chiar și kaki japonez. Am unul în grădină, sper să ca anul următor să producă și fructe. Este în anul 3 de viață. De asemenea, am pus iarba și în jurul unui lămâi sălbatic, lămâi pe care l-am obținut din semințe, nu este altoit. Așa că spor la treabă, opriți iarba, compostați-o, puneți-o la plante. Multă sănătate și aveți grijă de voi!